Universitarii și-au propus să termine prima jumătate a campionatului pe podiumul clasamentului, astfel că nu-și permit niciun pas greșit în fața ieșenilor. Este un meci pe care trebuie să-l tratăm cu maximă seriozitate, pentru că ne dorim să încheiem turul cu o victorie. În acest moment suntem pe locul 2 în clasament și acolo vrem să rămânem la finalul anului, a declarat antrenorul Răzvan Bernicu. Tehnicianul sucevean se confruntă cu o singură problemă de lot, portarul Cristi Tkaciuk fiind incert pentru acest meci din cauza unor dureri la spate. În schimb, în lot va reveni Rareș Bursuc. CSU Suceava și Politehnica Iași s-au întâlnit ultima dată în luna august la Cupa Municipiului Bacău. Trupa condusă de Răzvan Bernicu s-a impus atunci cu scorul de 38-24 în finala mică a turneului. Întâlnirea dintre CSU Suceava și Politehnica Iași va fi condusă de brigada nemțeană de arbitri Ifrim Ilisei. Cealaltă echipă suceveană, CS Vicov Bucovina, încheie anul tot pe teren propriu cu un meci în compania celor de la Farul Constanța, programat duminică de la ora 14.